Vă doresc un an binecuvântat și să fiți protejați de orice rău. M-am gândit că ar trebui, după ce au trecut eu cei mici, brândușele, să fac o incursiune a florilor ce le mai am prin grădină și prin fața casei. Astea sunt uriașii mei ghiocei. Deci au cam 600 de milimetri înălțime. Sunt deosebit de frumoși. Crinii africani deja le-au dat multe frunze. Semn că vor să crească frumos și în acest an. Am văzut un puișor crescut din semințe pe aici, pe jos, printre aceste cărămizi sau ce mai sunt pe jos, și alți pui pe aici prin cutie. Cireșii ornamentale au înflorit. Acestea sunt cireși ornamentali cu frunză, cu floare albă. Eu am pus ca să îi pot altoie și așa am de gând să le fac. Aici zambiluțe, Icarus, narcise, lalele. Uite că de acum n-am văzut laleaua asta sălbatică, să zic. Deosebit de frumoasă. Miroase împrejur aici de la zambele foarte frumos, mai ales că ieși un pic vântul. Aici următoarea de asemenea. Narcise, zambele, panseluțe, chiar și mușcata. Începe să dea puișori. Deosebit de frumos miroase. Viurele ies și ele. Brândușele, li s-a terminat timpul. Dar în orice caz arată deosebit. Și aici crinul african s-a împrăștiat și ăștia de aici sunt puișori. Cine vrea, dorește niște pui de crin african, n-are decât să tragă o fugă până la mine. Și mai sunt acolo câteva. Cred că anul ăsta le pun și un preț. Să se bucure cineva de ei. Trandafirii. Acolo am unul. Și aici este unul alb, unul roz și unul roșu. Și alte flori care nici nu le cunosc numele, dar e verde pe aici. Camelia, trei feluri de camelia aici, trei culori. Alb, roz și roșu, deja s-au dus. Începând de aici, iarăși lalele, narcise, viorele, ghiocei și brădușele s-au dus. Cercelușul își revine la viață.
văd că cercelușul ăsta a trăit bine peste iarnă. E bun. Asta chiar nu știu cum se numește. A făcut flori înspre toamnă-iarnă și acum se menține verde. Magnolia înflorește. De asemenea, viorele, zâmbiile, valele. Adevărul că zâmbilele le au la foarte multe culori. Deja și zâmbilele se duc. Aici un palmier. Am să vă arăt filmarea cum se poate crește. Frumos și aici. Zambiluțe frumoșele. Panseluțe. Lalele. Văd că cele albe și galbene ies primele. Aici avem o frezie. O floare dintre galbenele. Deja și-a arătat frumusețea. De asemenea, miroase frumos de la zâmbile, că adie vântul. Mușcatele de peste iarnă au rămas afară. Ciubuțica cucului mâncată de melci. Laleaua roșie. Narcisă deja dusă. Zâmbile. Ciubuțica cucului. Și astea s-a început de mâncat. De melci. Probabil au gust de fel. Crinii deja arată deosebit. Cred că trebuie să-i hrănesc mai mult anul ăsta. Aici, de fapt, este cutia la care am folosit ziar, șervețele. Am filmare ce am făcut aici, dar le puteți vedea dacă vreți să vedeți. Și mă uitam de ce a crescut așa mare. Am să vă arăt crin în altă parte. Și ăsta cred că e un pui de la el. De asemenea, ciubuțica cucului în forma naturală. Tot ciubuțica cucului frumoasă, mâncată de melci. Aici, cum am pus cafea, mai târziu am să amestec. Uite, ăsta este crin. Îl mănâncă melci. După cum se vede, hrana e diferită în cutia aceasta. Plantele nu cresc atât de frumos. Comparând zâmbilele de aici cu zâmbilele de aici, e o diferență totală. De-aia am început să pun ceva hrană acolo, dar după cum văd eu, trebuie mai multă atenție. Am început să mă ocup și aici să pregătesc trandafirii să crească
spre locurile lor. Ăla iese de acolo cățărător și vreau să-l pun să fac bolt pe aici. La fel ăla cățărător și ăla am făcut modificare, am luat jos aici unde creștea căpșunii. Am plan să fac diferit. O să vedem după. Iar și zambilă, diferită culoare. Asta e floarea paștelui. Nu cresc foarte bine, le mănâncă și melcii foarte tare. Crinii au început să crească și aici. Uite și această deosebită floare. Am să o filmez când este în splendoarea ei. Aici acum de-abia începe să dea semne de flori, dar are să fie alb de flori aici. Cu siguranță, știu cum a fost anul trecut. Ăsta este călinul, l-am pus și pe el pe 3 araci să crească frumos și să nu încurce, să se ducă cum vrea el. O să facă și el vreo 2-3 flori anul ăsta. De asemenea, și acest trandafir l-am aranjat un pic. Tufa de ghiocei. Cred că mai este un ghiocei rămas. Trandafirii de asemenea, la cățărător, l-am prins acolo și vreau să îl duc în stânga, să fac, să amestec, să astup aici cu trandafiri. Deja crește și o altă creangă, oricum am să modific pe aici un picuț trandafiri și aici o să fie plin de trandafiri. Aici tot trandafir, ăsta a fost un trandafir copăcel, dar i-a mai rămas două crenguțe. E frumos când înflorește. Aici unde am leoștean, de asemenea am flori. Am pus și un trandafir. Peste iarnă a trecut cu bine. Lalele, trandafiri. Clematis. Iar trandafiri, viorele, lalele, narcise. Ciclomenia. Astea sunt niște flori sălbatice, nu știu cum să le numesc, dar cresc frumos, face o boltă albastră aici, deci îmi place. Aici este un cireș columnar, văd că anul ăsta a făcut flori. Deja s-a auzit o albină. Cam greu a crescut. Mai am măr columnar. L-am întors înapoi. Deci ăsta este un măr columnar. A crescut ceva mai bine. A murit vârful în iarnă și a crescut 3 crenguțe. Acum nu știu eu dacă astea o să aibă ceva fruct, vreun fruct anul ăsta, dar rămâne de văzut. Din nou trandafir, trandafir, crin aici, bujor uriaș care o să crească. Așa, asta este rădulețul argentiu.
avem aici iarăși un bujor și aici un crin. O să trebuiască neapărat să-l protejez, că e foarte ușor să se rupă după cum a crescut el acolo. Bine că l-am văzut acum. Această floare a trecut greu peste iarnă. A fost un ger puternic. A degerat, aproape a murit. Dar după cum vedeți, crește din nou și frunzele ies la iveală. Uite și acest nou trandafir. Anul trecut am pus mulți trandafiri la crescut și văd că deja mulți au început să crească. Uite și aici unul. Aici, în toată splendoarea ei, mușcata care miroase frumos. S-a rupt o creangă din ea și vreau să o omosesc. Multe frunze peste iarnă au căzut. Alele de aici deja au început să crească frumos. Părul columnar de asemenea a murit aproape. Nu știu dacă o să mai aibă viața anul ăsta. Asta e. Avem aici un robin care cântă. Cireșul meu se pare că o să facă ceva cireșanul ăsta. Sperăm cât mai multe și mai bune. Aici floarea, văd că cumva s-a rupt de undeva. Nu mai are viață. Dar are în partea asta la altă. Presupun din cauza frigului că a fost frig și nu a rezistat. Asta e. Vă doresc toate bune. Like, sugestii, comentarii și subscribe. Toate bune!